Vom avea parte de vreme frumoasă, dar și când vor deveni și vremurile mai bune, de aceea îl poftim în platou pe prietenul nostru, unicul om de pe planetă care ne poate da aceste răspunsuri, magicul Busu! Cătălin. Salut, Busu, și bine ai revenit pe micile ecrane. Da, și pe micile ecrane, și probabil că o să revin și pe marile ecrane mai încolo. Busu, da, așa îmi doresc să fie cerul, cum e sacoul tău, Doamne, senin. Doamne ferește, nu o să vezi senin, așa. Busu. Din păcate nu o să vezi Busu, așa Doamne ceva. Ajută. Nu o să vezi așa Busu, ceva. Vine weekendul, ce se întâmplă? Nu vine niciun weekend. Ba, da, luați-vă din cap faptul că aveți weekend, nu. De ce? Pentru că e ploaie și hai, urât, mă, Busu. Și groaznic, groaznic e. Groaznic. Ferească Dumnezeu. Adică până în seara asta la ora 21 pe Carpații Meridional Vestici, pe oriental și pe o parte din nordul Moldovei, Botoșan, Suceava, pe acolo, plouă atât de tare cum nu s-a mai întâlnit. Adică sunt ploi care aduc cantități de 60-70 de litri pe metru pătrat. Ca să-ți închipui ce înseamnă asta, da, cea mai ploioasă lună din an, luna iunie, aduce în București toată luna 80 de litri. Toată luna. Toată luna. Și acum cad acești 70 de litri până de seară la 9. Ferească Dumnezeu. Deci e ceva îngrozitor. Da, așa e în toată pe țara? Lângă asta, nu în toată țara, ți-am zis unde, în meridionalii la mare vestici. E soare? La mare nu e soare, plouă. Ai, nu, bă, nu, Busu, nu, nu, nu. Mai e ceva, mai e ceva rău de tot pe meridional, pe Carpații Meridionali, la peste 2000 de metri altitudine, ploile acestea vor topi zăpada, care are deja o dimensiune impresionantă, 70-90 de centimetri, ceea ce înseamnă că se vor prăvăli apele la vale, vor fi viituri puternice pe versanții munților. Deci e ceva... Și asta până când ține Busul, că totuși vine asta, și 1 iunie să ne bucurăm. Asta deocamdată ce am eu, am până miercuri, deci până miercuri nu s-o opresc ploile. În toată țara, aproape. Aproape toată țara, da. Până miercuri. Până miercuri, da. Busu, eu, băi, serios? N-am ce să fac, domnul Măruț. Îmi pare Doamne, rău. Doamne, ferească Dumnezeu. Mă așteptam că n-ați o veste bună, liber, mai, pentru iunie. Se mai pac, și răcorește. Ca să fie treaba, adică pornim iar centrala. Da, ca să fie treaba, să și răcorește. N-o să avem mai mult de, la nivelul țării, să zic, 23-24 de grade. Încă. Nu e chiar grav. La București, mâine... plouă mai pe după masă, dar foarte puțin, mai puțin, mâine e mai bine puțin, după aia luni, duminică, iar începe cu ploi mai pe după masă seara, luni plouă după masă seara, marți la fel. Deci nu se opresc ploile acestea și avem 20 de grade la București, 19-20 cam pe acolo. Nu deci știu, e mai ce să zic, dar aceste răcorică. Vești ne doare. Măi, știu că doare, dar n-am ce să fac. Hai să vă mergem totuși la vremuri. Hai să vedem ce ai tu pregătit. La vremuri. Am niște vedem materiale. Ia. Vreau să-ți arăt un material. E vorba de un cetățean. Și tu folosești Waze-ul, mă rog. Da, da, Waze, da. Waze, știi, da? Da? Un șofer da, din București. Ce crezi? S-a urcat... pe linia de tramvai, că acolo l-a băgat Waze-ul. Băi, cum și-a să... și-a blocat băi linia de tramvai. Băi, copilași. Hai să vedem materialul și apoi revenim. Doamne. M-a băgat Waze-ul. La Colentina, mă filmează lumea, mă. Nu, e de dat la Pro TV, șefule, asta. Mai și trei comenzi. Mai și trei comenzi, ești nebun? Cum mă să circul cu mașina pe asta? Da. Deci Busu, acolo l-a băgat Waze-ul. Cum da să te bage Waze-ul în mijlocul? Nu e că a făcut stânga și a intrat pe linia de tramvai. E pe, exact pe mijlocul liniei de tramvai. Da, merge, mă, că uite. Copilaș galben de graș. Nu e voie la oameni așa ceva. Cum să te bage Waze-ul acolo? Dacă Waze-ul spunea sari în Dâmbovița, sărai ca dobitocul în Dâmbovița, ce dracu mai? Băi, dar cum poți, mă, să spui acolo m-a băgat Waze-ul? Mai aveai trei comenzi. Da, mai aveai și trei comenzi, da. Mă rog, Busu, acum tu ești rău pentru că tu nu conduci și nu știi cum e. Da, n-am de unde să știu.
Și eu nu știu cum e cu Waze-ul ăsta. Că... Tu când conduci la volan și Waze-ul zice ia-o, e linie de tramvai și tu întrebi pe Waze. Waze-ule, e linie de tramvai și Waze-ul zice nu contează, mergi înainte. Mergi acolo că Waze-ule, te ia. Waze-ule, e prăpastie, nu contează, te virează la stânga. Te tractează tramvaiul, bre, lasă că nu e problemă ce ai. Da, mi s-a părut amuzantă povestea asta. Bă, e foarte amuzantă, dar săracul... Cât să suporți, mă? Câtă... lipsă aici. Hai, dă-o încolo. Busul, vreau să mergem în Constanța de data asta. Ia, ce facem la Constanța? În județul Constanța, un elicopter al americanilor a aterizat forțat pe într-un câmp cu maci. Da. Da. Și acolo, stai că aveți și aici material. Da, dom'le. Aveți nevoie de ajutor? Hello? You need gas? You need gasoline? Everything's okay. Te bau, rămas fără benzină, vă mâncați, ești gurată. Nu se vede în Constanța, bă, era convins. Băi, românii țăritori, mă, ospitalieri, mă. Dar el era convins că ăla cu elicopterul a făcut pana prostului, mă. Tu-ți dai seama, mă, ce a fost în mintea lui. Nu știu dacă n-a făcut-o că și dacă la... ăla făcea pana prostului, nu cădea ca bolovanul. Cred că a făcut-o și la mișto, știi, adică aveți nevoie de... You need gasoline? Ia uite-l. Da. Aveți nevoie de gazolină? Da, el a făcut-o la mișto, băiatul din mașină, știi? Nu a văzut elicopterul. Ba da, mă, elicopterul americanilor pac acolo și face, aveți nevoie? Păi de unde le dădea? Un litru de... Păi le dădea, mă, ce... imediat, mă, cum se poate? Da. Doamne ferește! Și americanii au zis, nu, lasă-ne în pace, du-te în treaba dumitale, că ne descurcăm noi. Și au chemat o mașină, am înțeles, de la... A apărut și un comunicat și elicopterul a aterizat acolo pentru că au avut probleme cu un senzor, exact, cu un senzor din bord. Știu că au avut niște aplicații. Și asta e procedura, adică procedura e Bulgaria, da. Și nu te ridici de la sol până nu se identifică problema. Bă, adevărul e că românii într-adevăr săritori. Bă, da și haios, adică l-a fost Caterinca. Ce putem să zicem? Tu ce ai fi făcut busul? Aș fi oprit și aș fi întrebat: "Do you need something? Gasoline, something? Anything?" If you want something, I can... Okay. I can... No problem. Busu, îți mulțumim mult de tot că ai trecut pe la noi. Te rog frumos data viitoare să fii cu vești mai bune. Data ia un măr. Viitoare vine. Nu știu ce se întâmplă. Poate că până vineri mai trec ploile astea, dar intrăm în iunie, care, repet, vă mai zic o dată, ca să nu până avem discuții. Vorbe la proces. Este cea mai ploioasă lună din an. Iunie. Iunie. Păi da. Deci să nu avem discuții. Nu ne-a ajuns până acum. Vă rog, a fost o primăvară cam... Ploioasă. Busu, te rog, ia umăr, cum e tradiția așa, la noi. Așa, mulțumesc. Te rog. Ia uite ce mere portocalii. Nu, mulțumesc. Uite, le iau pe acesta. Gata. Busu, mai vine pe la noi, oameni buni, în fiecare vineri. Până atunci îl urmăriți la știrile Pro TV. Mulțumesc. Și îi mulțumim că vă e cu sărut, noi. Pa! Nu mai vine Busu.